Bună dimineața, prieteni! Atenție, să aprinde becul chiar acum! În această dimineață, alături de mine, este Pitu Natalia, șef serviciu marketing, fabrica producătoare de surse de iluminat LED. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! În contextul scumpirii energiei, acum ne așteaptă, mai avem încă 2-3 săptămâni și vin alte facturi. V-am invitat ca să ne lămurim un pic în ceea ce înseamnă a economisi prin a schimba cumva becurile clasice pe care le cunoaștem noi cu cele mai noi, tehnologia care a venit cumva peste noi și care într-adevăr ne face viața un pic mai ușoară, nu? Cu mult mai ușoară. Și asta chiar o să încerc să vă demonstrez și astăzi. Da. Deci haideți mai întâi de toate să ne clarificăm cum sau la ce atragem atenția atunci când alegem un bec. Un bec, exact. Fie LED sau indiferent de care bec. Mi se pare că e o chestie foarte simplă, dar atunci când vedem gama asta largă de producție, cam ne zăpăcim și nu știm ce să facem. E complicat. Pentru un om de rând, atunci când merg... Uite că, hai să vorbim așa. Deci nouă ni s-a defectat un bec din casă, da? Mm-hmm. Primul lucru ce faci, mai plec la magazin și iau un bec. Hai să-i zicem așa cum e, SARS. SARS, da, ok. Îl scoatem. Dar nu ne punem întrebarea, păi bine, când plec la magazin trebuie să am ceva idee. Ce tip de soclu? Mm-hmm. Ce putere? Soclu e... Iată, ăsta. Este, am înțeles, gata. Uite, învățăm și noi. Evident. Mm-hmm. Și despre asta o să vorbim. Unii zic soclu mare și soclu mic. De fapt, au și astea. Soclu mare și soclu mic, asta ați vrut să zici. E 27 și e așa. 14. Deci, atunci când plecăm să alegem un bec, așa. Da, trebuie să știm exact pentru ce. În ce scop îl alegem? Unde îl amplasăm? Ce intensitate sau ce putere trebuie să aibă ăsta? Ce temperatură de culoare? Ce tip de bec? Fie că preferăm incandescente, halogene, fluorescente sau LED. Extraordinar, sunt sau foarte LED. Mult. Da, deci producătorii ne pun la dispoziție o varietate destul de mare. Plus la toate, trebuie să ne orientăm și la durata de funcționare acestea. Adică ne vom bucura de acel bec. No, știu că astea puțin mai noi, spre exemplu, în care îl țin eu acum în mână, da, este LED. Este, nu? LED. Au o durată de, nu știu, am înțeles până la 2-3 ani, cam așa? Sau poate fi și mai mult? Poate fi și mai... Adică garanția lui este de la 2 ani. Dar, de fapt, durata lui de viață este la 35.000 de ore. Da, mai mult de 2 ani. Și... asta la fel la care trebuie să atragem atenția, plus la toate, vom avea noi careva economii din folosirea acestui bec. Exact, asta vreau să întreb. Dacă totuși investim și ne schimbăm toate becurile din casă, nu? Cu unele mai LED, cu siguranță vom vedea și diferența la factură. Cu siguranță. Dar trebuie să avem în vedere că deci schimbatul ăsta de lumină o facem o investiție pe termen lung. Și nu trebuie să ne așteptăm la careva economii. Deodată azi l-am schimbat, gata, mâine la mine contorul. Nu, exact, da, sigur. Deci este o investiție pe termen lung. Și ca să facem așa o mică comparație, da? Da, vă rog. Deci cu durata lui de viață. Fie că avem un bec tradițional. Becul asta tradițional. Cu filetul ăsta înăuntru, da? Da, este un bec tradițional, cu spirală, care ne-am obișnuit noi să încă de când eram mici. Și avem un bec LED, care are o durată de viață care are o durată de viață mult mai mare. Adică ăsta funcționează doar 2000 de ore și ăsta LED 35.000 de ore. Este mare diferență, sigur. Și plus la asta că ăsta e chiar periculos să-l schimbi atunci când se arde. Foarte, dar știți de care este motivul? E fierbinte. Și practic ce face el, bine, lumina nu este atât de pronunțată, nu te pune într-o lumină atât de bună, da? Și plus la asta că emană un fel de căldură, din asta care oricum nu-ți încălzește casa. Asta și vreau să vă zic, că în mare parte 90% din energia electrică pe care o folosește acest bec tradițional se transformă în căldură și doar 10% emană lumina. Din timp ce becul LED se aprinde instantaneu, se conectează instantaneu, adică avem o lumină instantanee și nu se încălzește. Adică practic economisim 80% economie. Dar mai sunt și alte tipuri de becuri, sunt și din astea cu halogen. Halogen, fluorescent. Fluorescent. Da. Alea, cum stau treaba cu ele? Sunt... Deci dacă să vorbim despre... Știți, erau becuri sau sunt becuri de astea economie fluorescente, spiralate. Spirala. Se zice că... Nu că se zice, dar așa și este. Ele sunt un pic mai economii decât cele tradiționale, dar nici de cum nu întrec de culet. Și plus la asta că mai circulau și niște povești despre acele becuri, că ar fi cancerigene și, Doamne ferește, dacă se sparg în casă și se elimină acel praf din interior și așa mai departe. Deci asta e și avantajul becului LED, că ele nu
sunt, nu emană substanțe toxice, mm-hmm, cum ar fi și plumbul, mercurul. Adică sunt practic inofensive. Și nu ți-e frică să pui mâna pe ele? Cel mai important, dacă vă aduceți aminte când schimbam becul, da, trebuia exact, să ținem cu un prosop. Da. Asta nu, este chiar îl putem testa? Haideți să vedem, chiar funcționează asta, da? Dar vreau să vă întreb, spre exemplu, camera de zi cu zi, în care se adună toată lumea, nu? Sufragerie, acolo unde știm că după bucătărie venim să privim televizorul și așa mai departe. Ce lumină ar fi potrivită pentru acea cameră? Zicem o cameră standard de 20 de metri pătrați, hai să zicem. Hai să spunem că atunci când noi, de exemplu, ne-am obișnuit cu becul tradițional, că avem o lumină caldă, de ce nu majoritatea încă nu au sesizat că trebuie să treacă la LED? Că nu, eu m-am obișnuit lumina cea caldă și atât de relaxantă. Acea galbenă lumină mai mult spus. Acea galbenă. Da, dar capacitatea becului sau tehnologiile LED-ului astăzi ne permit deja să avem culorile sau un spectru de culori mai mare. Mai aproape decât, apropiate decât de acel original. De acel original care noi ne-am obișnuit. Bine, printre primele îl zicem original. Care noi ne-am obișnuit. Care ne-am obișnuit. Și acest indicator se numește, deci, scara lui Kelvin sau se măsoară, sau temperatura de culoare se măsoară în Kelvin. Uh-huh. De aceea, deci este o scara a culorilor luminii de la 1800 Kelvin până la 16.000. Uh-huh. Da? Și cu cât mai puțin Kelvin avem, deci cu atât temperatura sau culoarea, de fapt, este mai caldă, mai spre cald. Roșu. Uh-huh. Cu cât ne îndreptăm mai mulți Kelvin, cu atât temperatura sau culoarea este și mai rece. Care ar fi Kelvinii, mijloc? Dacă este să vorbim anume la becurile LED, atunci așa, aici distingem doar trei culori de bază. Hai să vorbim așa. Deci este culoarea caldă, care se încadrează între 2700 și 3000 Kelvin. Așa. Este culoarea neutră sau culoarea de zi, care se încadrează deja în 4000-5000 Kelvin, și culoarea rece, albastră rece, care este mai mult de 6000 Kelvin. Asta poți să te joci deja cu decorul în casă, dacă evident, vrei să obții un coridor mai rece, mai diferit, atunci optezi pentru de asta cealaltă lumină. Vroiam să spun că într-adevăr, culoarea sau temperatura de culoare ne influențează starea noastră de spirit. Uh-huh. Sunt culori care ne calmează, ne relaxează, exact, sunt altele care ne agită. Calde. Și ne provoacă spre activitate. Haideți să le vedem pe repede. Uite, spre exemplu, asta e o culoare care, un bec care ne calmează, cu siguranță. Da. Deci și forma lui este interesantă. Zici că e forma aia printre primele becuri pe care s-au făcut prin 1800 și ceva. Da. Tot acolo o punem, da? Da, dar la fel este LED. Tehnologie la LED. Fel este LED. Da, la fel este tehnologie LED. Chiar dacă ne duce așa într-o zonă mai... uite cât de este frumos. Este un stil așa mai retro. Mai retro. Da, și foarte bine se potrivește anume pentru un decor. Deci dacă să vorbim despre culorile calde sau temperatura de culoare caldă... Asta e lumină caldă, de ambianță cumva mai mult. Unde, da, da. Atunci asta îl folosim mai mult în dormitoare, camera copiilor, acolo unde exact, ne relaxăm, deoarece lumina asta caldă e oricum obosește un pic ochiul și te duce așa spre adormit. Mă înțeles. Așa, deci cu mine... Camera de a te adormi. Dacă este vorbim despre lumină neutră sau lumina zilei, atunci aceasta poate fi amplasată și în camera de zi, în birouri, de exemplu, acolo unde ne petrecem activitatea zilnică. Hai să vedem. Deci 4000 Kelvin, haideți să vedem. E pentru eu pot să fac, nu se întâmplă nimic. Așa. Sau ar trebui să deconectăm și după aia să conectăm. Nu este neapărat să noi ne-am obișnuit cu vați, știți? De 60 de vați, de 100 de vați. De asta o să vă spun și de vați. De ce nu trebuie să atragem atenția la vați, dar la lumini? Așa. Hai să-l pun ăsta, că l-avem mai ia mult. Ia să vedem. 3, 1... Un alt know-how despre care o să vorbim mai târziu. Așa. Deci lumină caldă. Neutră. Deci asta se schimbă. Și rece. Asta am vrut să zic un pic mai târziu, dar nu decât na. Lumină a zilei, care am spus că o folosim mai mult în birouri, de exemplu, în living, acolo unde ne petrecem activitatea. El nu obosește ochiul și este perfect pentru asta. Și lumina rece, în mare parte, o folosim, de exemplu, în... birou la fel, în bucătărie, acolo unde avem nevoie de lumină puternică, concentrată, baie.
ca să accentueze ceea ce avem pe masă în bucătărie. Da. Să dea culoare farfuriei, da? Da. Și acum tehnologiile de ultimă generație ne permit ca să avem aceste trei culori într-un singur bec. Extraordinar. 3 în 1. Da. Minunat. Uite, chiar m-ați surprins cu acest bec. Și schimbul ăsta de culoare se face foarte simplu de la conectarea sau de deconectarea întrerupătorului. Până ți setezi culoarea de care ai nevoie. De care exemplu, ai nevoie. Dimineața ne-am trezit și dorim mai repede să fim mai activi, ne-am pus o lumină rece. Aha. Ziua, dacă mai petrecem un timp acasă, uite că ai lumină neutră. Și seara, dacă vii obosit, vrei să te mai relaxezi, ai pus o lumină caldă. Exact. Foarte bine. Noi vă mulțumesc pentru aceste sfaturi utile și vă mulțumesc pentru prezentare. Cu siguranță ceea ce este inovator este bine pentru noi, în special lumină să fie peste tot. Și în această dimineață alături de mine a fost Pitu Natalia, șef serviciu marketing fabrica producătoare de surse de iluminat LED. Vă mulțumim pentru prezență, vă mai așteptăm să ne aprindeți lumina și să facem economii. Cu siguranță, aici trebuia să ajungem din start.